Blocul lui Gigi Becali nu va fi preluat de administrația locală din Petroșani. Gigi Becali a declarat la un post de televiziune central că este dispus să cedeze imobilul primăriei municipiului Petroșani. Cei din administrația locală nu vor să cumpere imobilul, suma cerută de patronul Stele fiind de aproape 900.000 de euro. Fundația George Becali a trimis anul trecut o adresă primăriei municipiului Petroșani prin care se oferea să vândă acest bloc municipalității, însă suma pe care a cerut-o este o sumă deloc de neglijat, este vorba de 825.000 de euro. Deocamdată primăria municipiului Petroșani nu deține o astfel de sumă pentru a achiziționa blocul amintit. Mai mult, reprezentanții administrației locale din Petroșani îl execută silit pe latifundiarul din Pipera pentru neplata taxelor și impozitelor aferente clădirii. Datoriile până în acest moment la bugetul local sunt de 262.000 de lei și se referă la impozite neplătite în ultimii ani de către fundație. Imobilul respectiv a fost cumpărat de patronul echipei de fotbal Steaua în urmă cu circa 6 ani și reabilitat după o investiție de peste 600.000 de euro. Aici urmau să fie mutați mai mulți romi din București care au refuzat.